nici de microfon, nici de nimic absolut, pentru că el are putere în voce să vorbească despre Mihai Morăraș, spun câteva cuvinte și dacă vrea și un cântec, ca pe urmă să schimbăm la tonalitatea, dar pentru că știu că ați vorbit la Chișinău, la acea frumoasă manifestare care a avut loc, organizată de către Vasile Căpățână, de Cenaclul Ideal, unde a fost un extraordinar de bună și frumoasă acolo la Chișinău, unde au vorbit, chiar a fost și a cântat la acea lansare de carte, i-a cântat și Doga la pian, dacă nu mă înșel, a fost atunci acea frumoasă Maria, care întotdeauna, și acolo știu că ai cântat împreună cu Maria, în duet cu Maria, nu s-ai cântat, și Paulenco a cucerit atunci lumea. Până el va vorbi la radio, dumneavoastră cântați, chiar tot vă mai ascultat până acum. Eu pot să-mi fac acum apelul meu sau numai două cuvinte. Scumpii mei confrați români, încă o dată Hristos a înviat. Dragii mei, eu am luat parte totdeauna la toate lansările de cărți al lui Mihai Morăraș, fiindcă suntem prieteni buni. Eu îl admir pe dânsul care are o capacitate de muncă și o forță de muncă enormă. Să dea Domnul să fie citite cărțile lui. Vreau să vă spun, ca să nu uit, eu sunt foarte bucuros că într-o această sală participă câțiva studenți tineri de la Universitatea din Cernăuți. Când aud de cuvântul Cernăuți, totdeauna parcă mă simt mai bine. Din ce cauză vă spun chestia asta, fraților? Dumneavoastră, nu știți cât de urmăriți suntem noi, urmăriți și persecutați uneori acolo și în față ne spune, da, voi sunteți din Bucovina, da, suntem din Bucovina. Dar eu, nu știu, așa nu s-au de mai bine ori. Mai bine sau mai rău? Eu nu știu, da. Dragi prieteni, eu n-am venit cu fonograme, cu orchestre, domnul Mihai m-a rugat să iau niște cavale cu mine, Pelinca, Drâmba, Muzicuța. Eu mă grăbeam, am uitat, dar încerc eu să mă descurc. Vreau să vă propun niște lucruri sfinte și frumoase care cred că ar să vă duc o satisfacție. Deci, în primul rând, vreau să mă miră faptul că așa o întâlnire mă doare sufletul despre satul meu. La așa o întâlnire avem un singur învățător din satul Voloca care asistă la această frumoasă manifestare și lansare de carte. Și încă un volocean, care este Ion Semeniuc, care asistă la toate festivitățile. Îmi pare rău că azi e marți, de pași, așa fi putut să fie mulți voloceni aici, dar mai ales învățători. Dar așa este. Fraților, eu aș vrea să vă cânt o baladă. O baladă care se numește Balada Cerbului. Și aș vrea să vă pun așa o mică întrebare, să nu răspundeți mie, dar să răspundeți acasă, dumneavoastră, așa, înainte de somn. Dacă ați fi fost în locul Cerbului, cam cum ați fi procedat? Așa, n-am piana, este neautoritatea, cum am să eu așa să fie? Să vedem.